potrivit legii numărul 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, suma asigurată ce se poate acorda persoanelor care își asigură obligatoriu locuințele este de 20.000 de euro pentru cei care dețin locuințe de tip A, adică din cărămidă și alte materiale rezistente, respectiv de 10.000 de euro pentru cei care au locuințe de tip B, adică de chirpici și altele. Sumele ce trebuie plătite de deținătorii de locuințe sunt de 20 de euro anual pentru cei cu locuințe de tip A, respectiv de 10 euro pe an pentru cei cu locuințe de tip B. Clădirile cu risc la cutremur, am înțeles, și pe mine mă preocupă treaba asta, că am înțeles că este e ceva la lege, sunt ceva amendamente la legea asta. Ăstea cu risc ar trebui consolidate. Ce te faci că ar trebui să participe locatarii, autoritatea locală și banii europeni s-ar putea folosi, dar ce te faci când ai pe scară o groază de pensionari care au o pensie mai mult decât amărâtă și ai doar vreo 2-3 care muncesc și ar putea să suporte cheltuielile. Trebuie văzut care e soluția acolo. Legea 260 din 2008 prevede că locuințele încadrate în clasa 1 de risc seismic nu pot fi asigurate împotriva dezastrelor naturale în baza unei polițe de asigurare obligatorie până la data recepției lucrărilor de consolidare a clădirilor. Proiectul trimis spre promulgare aduce modificări și completări reglementărilor în materie pe care șeful statului le apreciază ca fiind necesare pentru responsabilizarea persoanelor fizice și juridice ce dețin în proprietate locuințe. Să vedem ce o să fie. Chiar și eu sunt interesat, că nu mi-e indiferent nici mie dacă îmi cade cărămida în cap. Acolo să vedem, poate sunt bani europeni și să vedem cum se pot atribui pentru consolidarea acestor locuințe.